Descoperă trucul care te ajută să reduci gustul sărat și să-ți salvezi preparatul. De asemenea, află și care sunt alimentele care pot contribui la reducerea gustului sărat din mâncare. Adaugă ingrediente acide. Aciditatea poate contrabalansa gustul sărat. Poți adăuga sucul de lămâie sau de lime, oțet sau roșii tăiate cu bulețe în preparat. Aceste ingrediente vor aduce un echilibru gustului și vor reduce percepția sării în mâncare. Adaugă amidon. În cazul în care preparatul tău are o consistență lichidă, cum ar fi o supă sau un sos, poți adăuga puțin amidon pentru a reduce gustul sărat. Amestecă o cantitate mică de amidon cu puțină apă și adaugă treptat în preparatul fierbinte. Acest lucru va ajuta la absorpția sării în amidon și va reduce intensitatea gustului sărat. Adaugă puțin dulce. Uneori, adăugarea unui ingredient dulce poate ajuta la reducerea percepției sării. Poți încerca să adaugi puțină miere, zahăr sau sirop de arțar în preparatul sărat, pentru a crea un echilibru între aromele dulci și sărate. Adaugă lichide. Dacă preparatul tău permite, poți adăuga puțină apă sau lichid în plus pentru a dilua gustul sărat. Acest lucru este valabil în special pentru mâncărurile care necesită fierbere sau gătire îndelungată. Este important să fii atent la cantitatea de sare pe care o adaugi în timpul gătitului. Totuși, în cazul în care ai pus prea multă sare, aceste trucuri simple te pot ajuta să remediezi situația și să transformi preparatul prea sărat într-un echilibrat din punct de vedere al gustului. Este important să menționăm că alimentele bogate în sare, cum ar fi alimente procesate, snack-urile sărate, fast food-urile, sunt adesea și bogate în calorii și grăsimi nesănătoase, ceea ce poate contribui la creșterea în greutate în cazul unui consum excesiv. Prin urmare, limitarea consumului de sare în dieta noastră este un aspect important al unei alimentații sănătoase, care poate contribui indirect la menținerea unei greutăți corporale optime, relatează știrile ProTV.ro.